Salut prieteni, sunt Marius. Astăzi vreau să vă prezint un site de unde puteți downloada aplicații gratuite pentru iPhone, pentru iPod și pentru iPad. Site-ul se numește appadvice.com. Este un site gestionat din SUA, care în fiecare zi în jurul orei 7 seara, ora României, postează o listă cu aplicațiile devenite gratuite în ziua respectivă. Tot ce aveți de făcut este să accesați articolul, să vă alegeți aplicația sau aplicațiile pe care doriți să le instalați și să vă bucurați de aplicații gratuite. În fiecare zi sunt cel puțin 5 aplicații care au fost cu bani și în ziua respectivă au devenit free. Dacă deschideți aplicația într-o pagină nouă, într-un tab nou, aceasta va fi automat deschisă și în iTunes, de unde puteți să o achiziționați. Eu folosesc site-ul respectiv de aproape un an și jumătate, timp în care am downloadat un număr foarte mare de aplicații. Sunt aproape 2500. Și dacă ar fi să mă gândesc că din acestea 500 ar fi fost gratis, iar restul ar fi, pentru restul ar fi trebuit să plătesc cel puțin un dolar pentru fiecare, am făcut o economie de 2000 de dolari. Aplicațiile sunt din cele mai variate, sunt utilitare, care vă ajută să gestionați mai bine bateria, de exemplu, viewere pentru fișiere tip AutoCAD. Dacă ați avea un iPad, ați putea fără probleme să vizualizați fișiere AutoCAD pe iPad-ul dumneavoastră. Jocuri și absolut toată gama de aplicații care se găsește pe iTunes Store de la Apple este acoperit de această secțiune. Evident că sunt aplicații care nu devin chiar gratuite, însă și ele sunt prezentate sub forma unei secțiuni pe acest site. On sale for a limited time. Produse, aplicații la un preț redus. Astea sunt mult mai multe decât aplicațiile gratuite. De exemplu, un converter. O aplicație de pictură. O aplicație de luat notițe, de la 4,99 la 0,99. O aplicație pentru înregistrarea sunetelor, de la 39 la 19. Și așa mai departe. Vă recomand sincer, prieten, site-ul. Oamenii sunt profesioniști și, în plus, față de cele două secțiuni de care v-am vorbit, și anume aplicații gratuite și aplicații în promoție, au săptămânal și o rubrică de aplicații într-un anumit domeniu. De exemplu, săptămâna asta au aplicații pentru editare de text. Săptămâna viitoare poate vor avea aplicații pentru redarea muzicii. Peste două săptămâni aplicații pentru foto. Oamenii sunt efectiv concentrați pe acest subiect și anume aplicații. Ok, asta a fost, prieteni, sper că v-a plăcut, sper să vă fie util site-ul pe care vi l-am recomandat și dacă vă plac filmulețele mele, apăsați pe butonul pe care scrie subscribe. Vă mulțumesc că v-ați uitat și ne vedem în filmulețul următor. Ciao!